Cu un simplu vot și-au mărit pensia. Este vorba, bineînțeles, despre parlamentari care s-au gândit că merită și pensii speciale, nu doar salarii mari și alte beneficii. Astfel, un politician cu 3 mandate de parlamentar se va putea bucura la bătrânețe de o pensie de aproximativ 4.000 de lei. Bineînțeles, acești bani se adaugă la cei la care fiecare angajat are dreptul, în funcție de meseria pe care a practicat-o și anii în care a cotizat la stat. N-am fost de acord să semnez în primul rând legea, după care am spus că voi vota împotriva. Eu consider că nu e vorba de populism. Consider că în Parlament trebuie să meargă în primul rând oamenii care au anumite posibilități și nu merg pentru a-și rotunji veniturile. Nu cred că e momentul acum să mărim noi pensii, să dăm pensii speciale la parlamentari. Cred că e momentul să ne punem mintea la contribuție toți acolo în Parlament, să terminăm cu aceste scandaluri continue și să venim cu soluții. Însă legea a trecut în Parlament fără probleme, cu 303 voturi pentru, 124 împotrivă și 2 abțineri. Oamenii nu sunt de acord cu această majorare specială. Ei fac legele, ei se aprobă, ei, știi, ei centrează, ei dă cu piciorul, ei bagă gol. Asta e parlamentarul. Să întreții atâți oameni care câștigă cam 150.000 de lei pe lună cu cazare, cu diurnă, cu aia, cu aia, cu aia. E greu. Noi suntem așa cum suntem, am lucrat atâția ani și suntem cu niște pensii de mizerie, dar asta e. Credeți că ei sunt mai speciali, dau pensii speciale? Nu, dar se fac mai special, nu știu, asta este. Așa, astea-s vremurile. Începem să regretăm pe cele din urmă. Ceea ce se face la ora actuală nu este bine absolut deloc. Nici pentru copii, nici pentru tineri, nici pentru bătrâni. Dar credeți că ei merită pensii speciale? Sunt o categorie? Nu merită, categoric nu merită. Ei sunt acolo numai pentru interesele lor personale, nici de cum, pentru țară, să facă ceva. Nu, ei sunt personal pentru ei. Urmând exemplul parlamentarilor și primarii consideră că ar trebui să beneficieze de pensii speciale, potrivit anunțului făcut zilele trecute de către liderii Asociației Comunelor din România.